Cu ocazia manifestărilor zilele Slănicului, Consiliul Județean Bacău, prin intermediul Serviciului Public Județean pentru Promovare Turistică și Coordonare Salvamont, are plăcerea de a vă invita la această masă rotundă cu tema strategii pentru dezvoltarea unui turism durabil în județul Bacău. Fiind de gază, domnul primar Paciu va lua cuvântul pentru începerea manifestărilor. Mulțumim. Bună ziua! Așteptăm să vină și Târboga. Au anunțat că vor veni, dar începem ca să nu amânăm prea mult festivitatea noastră. Dați-mi voie să propun formatul de discuții de pe scaun, ca să nu ne ridicăm în picioare, că nu am cuvântul, să fim mai familiari. În primul rând, vă spun bun venit. Avem bucuria să răspundă la invitația noastră personalități importante din județul nostru și domnul director Asante de la ADR Nord-Est. O să vă prezinte organizatorii invitații. Eu vă spun bun venit. Vă asigur că prezența mea aici și sper și a dumneavoastră să este dorința de a porni pe un drum de în care să ne unim eforturile și priceperea în așa fel încât să obținem cât mai mult pentru Valea Crotoșului, care noi vedem valea noastră a tuturora și stănicenii și moineștenii și oneștenii trebuie să ne unim să obținem resurse pentru a dezvolta această vale. Un început este deja făcut în aceste 3 săptămâni de când am venit. Avem întâlniri periodice, săptămânale cu Târgu Ocna și lunare cu Moinești, Dărmănești, Comănești. Încercăm să atragem toate forțele într-un proiect comun. Sigur că fiecare localitate are particularitățile ei și ne-am dorit să obținem cât mai mult pentru localitatea noastră, fiecare individual, dar dacă nu privim într-un ansamblu dezvoltarea zonei, atunci sigur vom avea de pierdut pe termen mediu și lung. Mulțumesc că ați venit, ați răspuns invitației și sper pe parcursul mesei rotunde să avem ocazia să ne mai spunem punctul de vedere. Vă rog. Da, înainte de a vă supune atenției subiectele de pe ordinea de zi, permiteți-mi să fac sau să încep să fac prezentările. Din partea Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est, domnul director general Asandeș. Mulțumim pentru participare. Tot din partea agenției avem și, cred că, întreg biroul de regionale și informare. Asta înseamnă că avem deschidere și putem obține toate informațiile. Și aș începe cu doamna Gabriela Bodeanu, șef biroul regional de informare. Doamna Cristina Bodron, doamna Agata Filimon și domnul Sorin Șaramet, expert în biroul de regional de informare. Din partea Consiliului Județean, domnul vicepreședinte Gheorghiță. Mulțumesc. Din partea Serviciului Public Județean, domnul director general Botezatu. Din partea Primăriei Măinești, domnul primar Ilie Vereu. O să-și facă apariția și domnul primar Șilochi, pe care îl așteptăm. Din partea Agenției Naționale de Turism, domnul Salomea Adrian. Și nici nu știu, dar dacă doriți dintr-un capăt, fiecare își poate face prezentarea, pentru că lista mea a fost destul de scurtă. Dacă e necesar, atunci am să vă fac cunoscute subiectele pe ordinea de zi. Pentru început, domnul director Botezatu va prezenta activitatea Serviciului de Promovare Turism al Județului Bacău. Îi dau și cuvântul. Bună ziua, bine ați venit.
Serviciul Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de salvamont a fost înființat în anul 2013 în baza unui hotărâri de Consiliul Județean numărul 107. Acest serviciu este organizat pe trei departamente mari. Coordonăm și exploatăm Pârtea de Schinemira, deci asta a fost și condiția înființării unui serviciu public județean salvamont, având în vedere că în 2014-2015 a fost primul sezon în care s-a funcționat cu Pârtea Nemira din Stănic Moldova. Am un compartiment pentru promovare turism durabil și un compartiment salvamont. Deci cele trei activități sunt coordonate din perspectiva acestui serviciu complex. Pentru partea de promovare și dezvoltarea turismului în județul Bacău, avem doi inspectori de specialitate. Zona și locația în care ne aflăm, în această locație am mai încercat acum 2 ani de zile să facem o întâlnire cu agenții economici, cu profil de turism și cazare din zonă, Târgu Ocna, Stănic, Dărmănești, Asău, în perspectiva deschiderii pentru primul sezon 2014-2015 a Pârtei de Schinemira. În mare experiența noastră de 2 ani de zile, am sesizat anumite aspecte care ar trebui să le rezolvăm împreună. Sunt sarcini, sunt obiective care aparțin și pot fi dezvoltate de Serviciul Public Județean, dar simțeam o colaborare și era necesară o deschidere și a celor care funcționează în Stănic Moldova, în împrejurim, cei care simt și au propuneri și au văzut și văd dezvoltarea turismului și din perspectiva agentului economic. Dacă îmi permiteți, eu am un material în care prezint puțin situația serviciului și propunerile noastre pentru dezvoltarea turismului și aș vrea să-i dau puțin să încep acest material să vi-l prezint. Consiliul Județean Bacău, prin intermediul Serviciului Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de salvamont, vă mulțumește că ați acceptat să participați la această întâlnire cu tema Strategii pentru dezvoltarea unui turism durabil în județul Bacău, propuneri de proiecte în conformitate cu Programul Operațional Regional 2014-2020. Sprijină investițiile în domeniul turismului. Și îl considerăm ca un eveniment important pentru turismul băcăuan, dar și un bun prilej de reînnoire a relațiilor existente și de stabilire de noi contacte. Încă de la înființarea serviciului nostru, promovarea turismului în județul Bacău s-a înscris printre obiectivele prioritare ale activității derulate, deoarece considerăm că județul nostru are nevoie de promovare. Astfel, în perioada în care a trecut, ne putem mândri cu o serie de realizări care au avut în vedere atragerea unui număr tot mai mare de turiști, o mai bună cunoaștere și percepție a conceptului de turism durabil, prin folosirea mesajelor și instrumentelor celor mai adecvate, în specificul pieței. În mapa pe care o aveți în fața dumneavoastră și cu îngăduința dumneavoastră, am reușit să realizăm câteva broșuri de promovare care au fost prezentate la Târgul de Turism al României din toamna anului 2015 și la Târgul de Turism din 2016 de la Bacău. Prima broșură este promovarea stațiunilor băcăoane Stănic Moldova și Târgu Ocna, precum și a Pârtei de Schi Nemira din Stănic Moldova, ambele lansate în la București și Bacău. Alte broșuri de promovare pe care le-am realizat în această perioadă sunt realizate cu prilejul manifestărilor culturale-artistice dedicate pictorului băcăuan Micu Ienea și inaugurării muzeului Răzeșilor Gândari pe Varea Tazlăului Sărat de la Brăjești cu sprijinul primăriei Măgirești. Tot în această perioadă am realizat un pliant intitulat Trasee turistice montane în Munții Nemira, care înfățișează principalele trasee turistice din zona Munților Nemira, alături de sfatul echipei Salvamont, pentru turiștii care se deplasează pe traseele montane în sezonul de vară,
la care se adaugă și o actualizare a flyerului pentru Târția de Stine Mira. În sezon facem un flyer cu prețurile și cu programul stabilit prin hotărâre Consiliului Județean. Târția de Stine Mira. Unul din cele mai importante proiecte ale turismului băcăuan, realizat de Consiliul Județean Bacău în parteneriat cu ATS Tănic Moldova, administrat de serviciul nostru, după cum v-am spus, a fost dat în folosință la finele anului 2014, fiind prima pârtie deschisă în județul Bacău. Pârtia de Stine Mira este una din cele mai moderne și mai dotate piste de schi din țară, care a atras în anul deschidere 2014-2015 peste 10.000 de turiști, care au testat-o și au calificat-o ca fiind foarte, foarte bună. Pentru sezonul 2015-2016, condițiile meteo pe care le-am avut nu ne-au permis utilizarea la capacitatea a pârtii de schi din Stănic Moldova. Am reușit doar să funcționăm 10 zile și doar cu zăpadă artificială, funcționând cu tunurile de zăpadă, doar în perioada în care ne-au permis temperaturile, respectiv temperaturi peste minus 5 grade, minus 5, minus 6 grade. În această perioadă, echipa de salvatori montani a continuat seria exercițiilor de salvare pe care le desfășoară periodic în zona montană, precum și pe pârtia de schi din Stănic Moldova. Aceste activități având la principale obiective prevenirea accidentelor, menținerea unui nivel cât mai înalt de pregătire a salvatorilor montani, precum și reducerea timpilor de intervenție în caz de nevoie. Un alt mare proiect realizat de Consiliul Județean Bacău este restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, în speță observatorul astronomic Victor Anestin din Bacău, finanțat cu fonduri, din fonduri europene în programul operațional 2007-2013, axa prioritară 5. Proiectul și realizarea proiectului de modernizare a observatorului astronomic prin obiectivele realizate, reprezintă un instrument de sprijin în promovarea obiectivelor turistice culturale băcăoane, având ca principal efect creșterea numărului de turiști români și străini care vor vizita județul Bacău și orașul Bacău. Consiliul Județean Bacău, pentru perioada foarte, foarte scurtă, pregătește documentația pentru reabilitarea vivarului din orașul Bacău. Pe lângă activitățile curente pe care le facem, serviciul nostru și-a propus și avem în vedere includerea de noi locații și circuite turistice, identificarea și marcarea de noi trasee montane și realizarea de trasee pentru biciclete, ATV-uri, pentru maraton montan, ca viitoare destinații de succes pentru practicarea turismului de agrement, de aventură și sportiv. În prezent lucrăm la identificarea tuturor obiectivelor turistice din județul Bacău, în vederea realizării unei hărți a județului Bacău cu obiectivele turistice și o realizare a unui broșur cu toate obiectivele din Valea Trotușului, zona care pentru Bacău reprezintă și are un potențial de turism ridicat. Aceste broșuri și hărți vor fi prezentate la Târgul de Turism a României din toamna anului 2016. Cu permisiunea domnului primar, am spus că de 2 ani de zile funcționăm cu pârtia și am avut contacte și am sesizat și am realizat în orașul Stănic Moldova, așa cum adresez și domnului Baciu, trebuie să propunem să realizăm câteva obiective care țin de termen scurt sau foarte scurt. Am un extras din partea de promovare turism sau a orașului Stănic Moldova, deci să spunem proiectele care pot fi și sunt propuse de către strategia de dezvoltare a orașului Stănic Moldova. Și încep cu
propunere, nu o propunere, o doleanță pe care nu este, pe care nu au putut-o realiza în 2007-2013. Mă refer la înființarea unui centru național de informare și promovare turistică în stațiunea Slănic Moldova, proiect care pe fonduri europene 2007-2013 nu s-a finalizat. Au fost depuse câteva documentații, nu este finalizat. Nu știu dacă este de actualitate, poate colegii de la ADR ne mai pot sfătui cum putem să înființăm un centru de informare turistică în Slănic Moldova. Înființarea, și tot la am simțit noi că în colucarea noastră cu diverse primării am găsit oameni cu responsabilități de turist, cu atribuții de turist din UAT-uri. Și atunci, ca o propunere, este înființarea unui compartiment de turist în cadrul primăriei Slănic. Bănesc cum este greu, domnul Baciu oricum are în vedere și alte probleme și se poate înființa un compartiment de promovare după modelul primăriei Târgu Ocna, după modelul primăriei Moinești. Diversificarea ofertei turistice în stațiunea Slănic Moldova în sezonul rece prin dezvoltarea infrastructurii turistice locale pentru practicarea sporturilor de iarnă. Lucrări la curtea de schimb de mira, dar și necesitatea construirii, realizării unei pârtii de săniuș sau și a unui patinoar în stațiunea Slănic Moldova. Îmbunătățirea sistemelor de informare și orientare turistică. Aici, Serviciul Public Județean are o mare pondere și suntem pregătiți să realizăm aceste sisteme de informare, mă refer cel puțin la traseele turistice. Dezvoltarea de refugii pe traseele montane și amenajarea zonelor de popas și de campare. Deci dezvoltarea de refugii și trasee montane e un obiectiv și în munții Berzunțului și în Târgăului, ne învecinăm cu Neamțul și cei din județul Neamț au o rețea de trasee montane foarte bine dezvoltată, dar până la limita județului avem o colaborare foarte bună și cu cei de la Harghita care au trasee până la marginea județului Bacău. Realizarea unei baze salvamont este eligibil pe 2014-2020. Dispecerizat, deci salvamont dispecerizat și punct de prim ajutor. Un proiect despre care s-a discutat, doar îl nominalizez dacă este eligibil sau nu, să consultă încă documentația întocmită de Consiliul Județean pentru complexul de agrement turistic și relaxare, de relaxare și sportiv din Slănic Moldova. E un proiect care ar acoperi și sezonul de vară sau și sezonul de vară. El, în principiu, are câteva elemente pe care le putem discuta împreună cu primăria orașului Slănic Moldova, dar într-o echipă mai restrânsă și să vedem dacă se poate realiza ceva. Amenajarea unui parc de aventură în Slănic Moldova, amenajare de piste și trasee de cicloturism, mountain bike, ATV-ul. Aceste amenajări, aceste, să spunem, facilități turistice, trebuie să ne uităm la modelul de la Brașov, din masivul Postăvaru. Deci, zona Postăvaru este străbătută și foarte bine organizată pentru activități de biciclete, mountain bike și cicloturism. Repunerea în circuitul în circuit a copigării cu dotările specifice, astfel poate fi utilizată ca pistă de bowling cu săli de accesorii sau săli anexe în care se poate juca tenis de masă sau alte sporturi. Dezvoltarea infrastructurii de agrement acvatic prin amenajarea turistică a râului Slănic Moldova, o plajă pescuit sportiv, o porțiune specială poate fi realizată pentru rafting cu embarcațiuni de 1-2 persoane.
Organizarea unor evenimente culturale și științifice de anvergură, concerte, expoziții, spectacole, festivaluri, simpozioane care să promoveze valorile culturale locale în paralel cu valorile naționale, europene și internaționale. Se poate redeschide cazinoul? E o întrebare. Pentru aceasta ar fi necesară o intervenție a conducerii primăriei Stării Moldova asupra proprietarului sau deținătorului cazinoului. Acolo sunt săli și pot fi utilizate pentru diferite activități. Amenajarea unui spațiu în aer liber pentru desfășurarea activităților cultural-artistice. Program cultural multianual, evenimente desfășurate în extrasezon, alte evenimente culturale prin parc național și chiar internațional, tabere, expoziții, reprezentații de teatru. Înființarea, și aici vorbesc pentru cei care lucrează în domeniul balnear, înființarea în Stării Moldova unui centru de formare a resurselor umane din domeniul turismului balnear. Modernizarea infrastructurii balneare. Dezvoltarea serviciilor de tratament balnear, dezvoltarea unităților turistice de spa și oare. Întâlniri și dezbateri periodice. A adus aminte domnul Baciu că aceste acțiuni au început să se întâlnească cu colegi, cu agenții de turism în zonă și sunt necesare aceste întâlniri și dezbateri periodice cu privire la problemele turismului local și posibilitățile de dezvoltare în parteneriat, parteneriat public-privat, orice formă de asociere. Realizarea unei asociații de promovare a turismului bătoan. Aici vorbesc de județul Bacău, este o problemă începută. Avem câteva elemente, colegul meu, domnul Pintiliu, o să vă prezinte și partea și faza în care suntem. Trebuie să înțelegem că o asociație de promovare turistică în județul Bacău ar fi de mare folos. Ședințe de lucru cu liderii locali de opinie privind identificarea soluțiilor punctuale de dezvoltare a orașului, îmbunătățirea calității serviciilor turistice în orașul Stării Moldova, înființarea unei substații de ambulanță, discuția am avut și cu domnul primar, înființarea unui centru de permanență medicală care poate fi cuplat cu acel punct de prim ajutor în situația în care am demarat și am finalizat o bază salvamont în Stănic Moldova. Cea mai mare problemă a noastră este identificarea modalităților prin care se pot accesa fonduri europene nerambursabile sau cum sunt în documentații pentru diverse activități turistice și cultural-artistice. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Sunt sigur că am atins doar o parte din problemele pe care le-am văzut, le-am simțit noi în perioada cât am exploatat Curtea de Schist din Moldova, din Stării Moldova. Nu vă pot spune decât atât. Oamenii au nevoie de activități în stațiunea Stării Moldova. Sunt oameni care au, sunt oameni de diferite cu diferite posibilități, nu vă ascund faptul că sunt oameni care au posibilități financiare enorme și nu rămân în Stării Moldova, că n-au unde să-și cheltuiască banii. Vă mulțumesc! Da, mulțumim, domnule Botezatu, și cum niciun proiect nu poate fi făcut fără partea materială, avem plăcerea de a avea reprezentația Direcției Dezvoltare Regională Nord-Est. Prin urmare, dau cuvântul domnului director general la SAN. Mulțumesc pentru invitație. Vă felicit pentru această întâlnire. Sunt încântat să văd că există interes pentru a lucra împreună un grup mai mare de localități, orașe. De asemenea, că există acest interes pentru a lucra împreună mediul public cu mediul privat. O să fac câteva remarci vis-a-vis de potențialul nostru, atât aici local, cât și la nivel regional. Noi, după cum știți, lucrăm la nivelul regiunii Nord-Est. Turismul fiind unul dintre domeniile căruia îi acordăm o importanță crescută în perioada următoare. Trebuie să pornim de la ideea că avem un potențial încă nevalorificat suficient de bine
De asemenea, trebuie să pornim de la faptul că trebuie să învățăm să facem bani. Am reținut remarca domnului director că principala problemă ar fi atragerea de fonduri nerambursabile, însă cred că va trebui să schimbăm puțin această abordare, pentru că în exercițiul 2014-2020 resursele din programul operațional regional, deci aceste surse nerambursabile de finanțare, sunt destul de limitate. Mai mult decât atât, în perioada următoare, după 2020, aceste resurse ar putea fi și mai limitate. După cum vedeți, în Europa se întâmplă tot felul de lucruri, unele pozitive, altele mai puțin. Ceea ce este însă cert este faptul că, în perspectivă, proiectele europene vor fi tot mai competitive. Alocarea de resurse pe baza nivelului de dezvoltare, pe baza acestui principiu al coeziunii, care funcționează acum și probabil va funcționa și în viitor, dar la un nivel mai scăzut, deci este oarecum aparține trecutului, în viitor totul va fi mult mai competitiv. Cu alte cuvinte, ceea ce faceți dumneavoastră astăzi și ceea ce sunt convins că veți face în viitor, a lucra împreună, a găsi modalități de a realiza împreună proiecte de o anvergură mai mare și proiecte de foarte bună calitate, care va trebui să intre în competiție cu alte proiecte din țară sau de la nivel european. Deci cam asta este calea. Pe de altă parte, aceste surse nerambursabile au fost foarte utile pentru noi în exercițiul 2007-2013, sunt și în exercițiul 2014-2020 și să sperăm că vor fi și în viitor. Însă, trebuie să ne orientăm cu precădere înspre a crea propriile resurse, a crea, a învăța să facem bani, cum am spus mai devreme. Șansa dezvoltării este în competiție. Dacă ești bun în competiție, ai șanse să mergi mai departe. Pentru că, așa cum am spus și repet, surse nerambursabile de finanțare nu vor fi foarte multe în viitor și trebuie să pornim de la această realitate. Un alt aspect foarte important este acela al promovării. Avem un potențial turistic, cum am spus, încă nevalorificat, în primul rând pentru că nu suntem suficient de bine promovați. Zona dumneavoastră de aici și, în general, regiunea noastră are un potențial turistic ridicat. Însă, din păcate, avem încă de învățat, de lucrat împreună, la a reuși să promovăm la un nivel suficient de, a spune, agresiv. Pentru că sunt mulți turiști care ar veni aici, dacă ar cunoaște, dacă ar ști cu adevărat care sunt facilitățile, care sunt posibilitățile, care sunt oportunitățile de petrecerea timpului liber. Deci, va trebui să învățăm împreună, noi și cei din celelalte orașe și județe din regiunea Nord-Est, cum să ne promovăm. Din această perspectivă, noi am făcut un lucru care nu este neapărat extraordinar de mare și important, dar este foarte util. Am construit un portal care se cheamă descoperenordest.ro. Acest portal are scopul de a oferi o singură fereastră, o fereastră unică de prezentare a turismului și a regiunii de Nord-Est. A pornit de la o întâmplare personală, că în urmă cu câțiva ani am încercat să petrec o săptămână în Bucovina și trebuia să caut fiecare hotel sau pensiune sau, știu eu, zonă mai frumoasă unde să-mi petrec timpul. Și atunci am zis, domnule, ar trebui să existe posibilitatea că dacă vrei să mergi la Slănic Moldova sau să mergi la Târgu Ocna sau să mergi la Sucevița sau Moldovița sau în altă parte, când cauți punctul respectiv să vezi tot ce îți poate oferi zona în materie de evenimente, în materie de, nu știu, facilități turistice, în materie de obiective de vizitat. Și atunci când în acest portal un turist caută Slănic Moldova, vede ce se întâmplă la Târgu Ocna, ce facilități sunt și acolo, pentru că e construit în așa fel încât să ai o imagine de ansamblu a regiunii. Cam acesta ar trebui să fie contextul, cam acesta ar trebui să fie conceptul de promovare, cred eu. Nu sunt specialist în turism, ci doar în turism, ci doar din ce am consultat cu, știu eu, oamenii mai pricepuți ca mine. Noi suntem așadar alături de dumneavoastră, nu numai în ceea ce privește finanțarea unor proiecte. Pârtia din Slănic a fost finanțată prin BOR 2007-2013, un obiectiv realizat foarte bine,
Avem pe axa 7 din Bor posibilitatea să mai finanțăm proiecte din turism și pe exercițiul 2014-2020. Din păcate, sunt cam puțini bani. Însă, există și alte posibilități. Încercăm să dezvoltăm parteneriate cu regiuni din Europa sau cu, știu eu, localități, orașe, care pot contribui la promovarea acestui turism. Am avut o întâlnire în urmă cu câteva luni cu ambasadorul Austriei, care spunea, de exemplu, că în Austria sunt asociații de pensionari cu câteva mii de multe mii de membri, care caută locații turistice, își stabilesc obiective pe, mă rog, fiecare an, vară, nu știu cum procedează, și vin în număr mare. Desigur, ca să poți atrage astfel de turiști care sunt destul de pretențioși, trebuie să ai servicii la un anumit nivel, trebuie să ai facilități, să poți oferi, într-adevăr, o vacanță și să ai șansa să revină turiștii respectivi. Din această perspectivă, cred de asemenea că un foarte important lucru pe care trebuie să-l facem și ceea ce văd că faceți și dumneavoastră, să valorificăm specificul locului. Atât în materie de facilități turistice, ape, minerale, ce avem noi aici, dar și ca hrană, alimente. Sunt lucruri specifice pe care turiștii care vin în zonă vor să vadă ceva de aici. Arhitectura, totul trebuie să fie, să pună în valoare zona. Desigur, sunt lucruri complicate care nu se pot face de la un an la altul, dar dacă avem în vedere acest lucru, ce tipologie de construcții sau ce tipologie de activități sau ce feluri de mâncare avem noi specific aici în Tlănic sau în pe Valea Tortușului, Valea Slepungului. Sunt doar câteva idei pe care am vrut să vi le spun. Vă stăm la dispoziție. Colegii mei care au detalii și vă puteți adresa lor și le puteți adresa întrebări, vă stau la dispoziție și acum și pe parcurs. Vă adresăm invitația de asemenea să vă uitați în planul de dezvoltare regională, în sensul că tot ce facem trebuie să aibă o planificare în timp și o corelare, o coroborare a ceea ce se întâmplă aici cu nivelul regional. Totul trebuie făcut cu un plan bun de la început. În măsura în care reușim să coroborăm ceea ce propuneți, pregătiți dumneavoastră la nivel local sau la nivel județean cu ceea ce se întâmplă la nivel regional, pe baza planului de dezvoltare regională și a planului de acțiune în turism, nu sunt doar niște documente scrise, mă rog, pe niște hârtii, ci sunt niște informații utile pentru dumneavoastră și pentru cei care își doresc, de exemplu, să investească în turism. Deci, ar trebui să avem un plan corelat. Ce faceți dumneavoastră la nivel local, județean, cu nivelul regional? Să avem în vedere promovarea, să avem în vedere competitivitatea crescută în viitor, să avem în vedere lucru în comun, iar noi suntem un facilitator, vă stăm la dispoziție cu ceea ce ne propune și ceea ce putem noi face și mai ales cu stabilirea de diverse legături cu potențiali parteneri din țară și din străinătate. Vă mulțumesc deocamdată, vă stau la dispoziție și împreună cu colegii mei. Am mulțumit domnului director și o să dăm cuvântul doamnei șef birou ca să ne prezinte programul operațional regional 2014-2020. Domnule șemar, domnule director, vă mulțumim pentru invitație. Sper să mă pot adresa echitabil și în stânga și în dreapta. Îmi permit, fără a intra în foarte multe detalii tehnice, să vă dau câteva repere despre programul operațional regional 2014-2020. Spun câteva, pentru că este un program complex. Este un program care va pune în operă aproximativ 1 miliard de euro în regiunea Nord-Est, care este dedicat în proporție de 80% unităților administrative teritoriale, dar are și o componentă de sprijin pentru mediul privat, care să vină în complementaritatea investițiilor inițiate de instituțiile publice. Pentru că sintagma Programul Operațional Regional 2014-2020 apare în titlul dezbaterii de astăzi, o să ne concentrăm puțin atenția pe această prioritate de investiție. Este vorba de prioritatea 7.1 din Programul Operațional Regional, o prioritate dedicată exclusiv mediului public. O parte dintre dumneavoastră, și văd colaboratori de tradiție în sală, sunteți familiarizați și cu ceea ce s-a finanțat pe turism în perioada 2007-2013, poate sunteți familiarizați și cu noul context.
pentru această prioritate de investiție sunt o serie de avantaje, le-am putea numi și o serie nu de dezavantaje, ci de dificultăți. Printre avantaje, pentru că suntem la dumneavoastră acasă și acum o să mă adresez cu preponderență pentru Sfânt Moldova și Târgu Ocna, sunt faptul că aveți o alocare dedicată, sunteți pe o serie de eligibilitate foarte restrânsă, în sensul că această prioritate se adresează exclusiv stațiunilor turistice din regiunea Nord-Est. Conform hotărârii de guvern 852 din 2008, sunt 9 astfel de stațiuni în regiunea noastră. Iar stațiunile balneoclimaterice, în afara faptului că au un punctaj suplimentar în etapa de evaluare tehnico-financiară, au posibilitatea să facă lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere, inclusiv utilitățile din corpul drumului și de iluminat public, ceea ce este o absolută excepție pentru acest program operațional regional, pentru care infrastructura rutieră nu mai este o prioritate. Toți ceilalți primari vă invidiază, îl văd pe domnul Ilie, care cunoaște foarte bine situația, pentru că, într-adevăr, pentru infrastructură rutieră, care toată lumea știe că e nevoia noastră cea mai mare, nu mai sunt posibilități de finanțare decât niște condiții foarte restrictive, am putea spune, pentru căi de rulare, pentru accese limitate la anumite zone defavorizate. Deci, dumneavoastră, aveți posibilitatea să recurgeți la un proiect care să vizeze o astfel de investiție și noi vă încurajăm de tot sufletul să o faceți și reiterăm toată disponibilitatea noastră de a vă sprijini. O remarcă, să se înțeleagă corect, nu este dedicat suma respectivă la tuturor celor în regulă. Alocarea financiară la nivel regional este de 17 milioane euro. Pe această alocare concurează teoretic cele 9 stațiuni turistice care pot accesa, v-am spus, cu prioritate pentru stațiunile balneoclimaterice. Printre dezavantaje, sau nu neapărat dezavantaje, am spus dificultăți. Faptul că, așa cum a enumerat și domnul director Botezatu, cele mai multe investiții care vizează turismul, vizează zona de agrement. Ori o constrângere pe această prioritate de investiții este că zona de agrement, așa cum o cunoaștem noi, cu ștranduri, piscine, patinoare, pârtii de schi, nu mai face obiectul finanțărilor pentru acest program și există și un motiv foarte simplu. Aici contribuția este de 2%. Această prioritate vizează dezvoltarea stațiunilor, astfel încât să se creeze premisele pentru ca în jurul acestor investiții să vină operatorii privați să investească, da? Deci se creează niște premise de infrastructură, de condiții minime, care se oferă potențial de dezvoltare zonei. În comparație cu perioada când s-au finanțat infrastructuri de agrement, și dumneavoastră știți foarte bine, cu o finanțare de 50%, da? Cum a fost cazul pârtiei de schi. Deci asta e principala diferență. Asta nu trebuie să fie o piedică pentru dumneavoastră, pentru că activități de utilitate publică, de creare de spații verzi, de amenajare de post salvamont, de marcare de trasee, sunt eligibile și o să la final în revistă intențiile noastre să vă spun opinia noastră pe ele. Ca și indicatori, această prioritate își propune ca într-un final să crească numărul de salariați în stațiuni, practic fiind o unitate de măsură a creșterii economice în stațiuni. Proiectele pot avea o valoare cuprinsă între minimum 100.000 de euro și maximum 5 milioane de euro. Fac mențiunea că valoarea maximă a proiectului nu poate fi depășită nici măcar prin contribuția neeligibilă a dumneavoastră. Deci trebuie să vă încadrați obligatoriu în acest maximum de 5 milioane euro. Ca și elemente foarte importante despre care a pomenit și domnul director Axande, este vorba de apartenența acestor investiții la strategia de dezvoltare locală. Practic, noastră nu puteți obține finanțare dacă nu aveți cuprinse aceste inițiative în strategia de dezvoltare locală, fie ca proiect în sine, dacă sunteți într-un grad mai avansat de pregătire, fie ca obiect al investiției. Da? Deci este obligatoriu să fie cuprins. De asemenea, este obligatorie să aveți consultare publică și acceptul comunității pentru aceste investiții. Îmi permit să spun că acesta e un prim pas foarte bun în sensul acela, astfel de întâlniri trebuie să continue și la un moment dat
vor trebui să se materializeze și printr-un acord de principiu pe care dumneavoastră trebuie să-l obțineți de la operatorii economici care își propun să susțină această investiție prin obiective ulterioare pe care ei le vor finanța. Ca și termene, acesta e primul pas, vă spuneam, dintr-un demers pe care îl încurajăm, dar care sperăm să se concretizeze curând, pentru că acest domeniu este lansat la 1 iunie 2016 și proiectele pot fi depuse până pe 2 decembrie 2016. Acela e momentul în care dumneavoastră aduceți întregul pachet, inclusiv documentația tehnico-economică, toate documentele anexe a acest acord de principiu al mediului economic, toate trebuie să fie data până atunci. Este vorba de un apel competitiv, nu se mai pune problema de primul venit, primul servit. Aici e obligatoriu să aveți un punctaj care să vă permite să obțineți finanțarea, cu cât mai mare, cu atât mai bine. Aș vrea să sunt operatori economici în sală, probabil, aș vrea doar două cuvinte să spun despre faptul că această prioritate de investiție este dedicată mediului public, dar în mod complementar, deși nu există o axă specială pentru cei care investesc în turism, zona de activitate a celor care activează în turism, de exemplu, Codul Caen, hoteluri și restaurante, zona de agrement, poate fi finanțată prin două priorități de investiții, prin axa 2. Este vorba despre prioritatea de investiții 2.1 micro-întreprinderi și prioritatea de investiții 2.2 pentru IMM-uri. Adresa noastră de e-mail este info@rondadrnordest.ro. Dacă putem să vă dăm informații despre aceste priorități de investiții, o să o facem cu drag. Revin la prezentarea domnului director Botezatu. Mi-am notat câteva repere pe care le-ați enunțat și aș vrea să vă spunem care e opinia noastră despre o parte dintre ele. Ați pomenit de trasee montane, de bază salvamont, inclusiv punct de prim ajutor, pot fi finanțate în cadrul acestei priorități de investiții fără niciun fel de problemă. Elementele la care avem rezerve destul de serioase și v-am spus și motivul pentru că ar putea intra sub sintagma infrastructură de agrement sunt Pârtia de Săniuș, Patinoarul, Complex de Agrement, Parc Aventură, Pista de Bowling, deci genul ăsta de activități care pot distorsiona concurența, în sensul în care un privat ar putea să le facă, dar noi sprijinim primăria cu 2%, de fapt cu 98%, sunt considerate ajutor de stat. De aceea se evită. Chiar sunt explicate în ghid foarte clar, aceste investiții nu vor fi eligibile și cele pe care le-am enunțat noi sunt, trebuie să ne reorientăm spre alte zone. Ați pomenit de un centru de formare a resurselor de stațiuni balneare, o inițiativă foarte ambițioasă care ar putea să-și găsească finanțare prin programul operațional Capital Uman. Este programul continuașul Post-Dru. Da, exact, programul actual. Trebuie să aveți în vedere, așa cum spunea și domnul director, că sunt surse complementare, dar nu o să găsim... Lista dumneavoastră este extrem de ambițioasă, dar nu o să găsim finanțare pentru toate. Cu permisiunea dumneavoastră, prima dată ar fi nevoie de o prioritizare, pentru că ar trebui să o facem un pic mai suplă și apoi să găsim surse de finanțare în diverse zone. Pe programul operațional regional e clar, o să ne axăm pe infrastructură, pe a crea premize pentru dezvoltare. Apoi, încurajăm mediul privat să utilizeze sursele de finanțare dedicate lor. Apoi, pe programul de capital uman ne axăm pe formare și toate o să meargă împreună spre același obiectiv. Pentru Asociația de Promovare Turistică, consider că aveți nevoie doar de voință și nu de o sursă de finanțare și aici încurajăm colaborarea. Noi v-am spus, reiterăm toată disponibilitatea noastră de colaborare, lucrăm pe zona turismului mai mult decât pe zona surselor de finanțare. Avem un portal dedicat, avem un grup de lucru regional în care sunt membri
astfel de asociații din celelalte județe, putem să împărtășim experiențe între noi, să vedem cum pur și simplu, de la primii pași, cum se pune pe picioare o astfel de asociație, care au fost dificultățile întâmpinate. Deci chiar putem să facem mai mult decât să vă oferim informații despre sursele de finanțare. Aș vrea să închei cu un îndemn optimist către Slănic Moldova și Târgu Ocna. Noi nici nu concepem că nu vom primi proiecte de la dumneavoastră în această perioadă de programare. Vă dorim mult succes în pregătirea lor și apoi să dea Domnul să ajungeți beneficiari. Și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Mulțumesc! Vă mulțumim, dacă unul din colegii dumneavoastră nu vrea să mai completeze nimic. Am dorit să continuăm câteva cuvinte cu înființarea asociației de promovare și necesitatea înființării asociației de promovare. Aici e clar, doar voință ne trebuie, nu este nimic altceva. Consiliul Județean Bacău și Serviciul Pilul Județean susține înființarea acestei asociații, iar în cadrul întâlnirii de astăzi o să primiți și un chestionar sau, eu știu, un pliant în care să vă expuneți doleanța sau dorința dumneavoastră sau, eu știu, sugestii și propuneri în cadrul acestei asociații, urmând ca în viitorul imediat apropiat să lansăm o invitație pentru exclusiv înființarea asociației, denumirea asociației, eu știu, scopul asociației și tot ceea ce cuprinde prin statutul asociației și, eu știu, descoperirea unui interes comun și înființarea acesteia într-un final. În continuare, aș dori ca să dau cuvântul domnului primar și Lochei pentru avem un exemplu de bună practică și dezvoltare ca și stațiune balneo, la Târgu Ocna și cu siguranță din experiența dumneavoastră pot împărtăși și pot naște câteva idei constructive. Mulțumesc. Doresc să apreciez inițiativa Consiliului Județean a Serviciului de Turism. Doresc să mulțumesc domnului vicepreședinte că a venit la Slănic Moldova și este aproape de noi în această activitate pe care nu-l sășură. Să mulțumesc domnului director de la Agenția de Dezvoltare Regională că ne sprijină în tot ceea ce ne dorim să facem. Să mulțumesc domnului primar de la Moinești și să-i urăm succes în obținerea statutului de stațiune. Ne dorim să fie de interes național, dacă este de interes local, îi urăm succes. Și mulțumesc domnului primar Baciu, care are mai puțină experiență în primărie, dar faptul că a reușit să adune astăzi la Slănic Moldova mai multe persoane care se ocupă în acest domeniu și instituții, reprezentanța instituțiilor, este un lucru bucurător. Să vă spunem, Târgu Ocna, în 2002, a obținut statutul de stațiune turistică, după o strategie pe care am făcut-o în 1992, deci cam în 10 ani am obținut statutul de stațiune, și apoi, după 11 ani, în 2013, am obținut și statutul de stațiune balneoclimatică, pentru că e o documentație destul de stufoasă, și este foarte greu să te și menții. Ce avem noi, așa mai diferit de celelalte stațiuni, izvoarele de apă minerală sunt pe, au licență dată de către primărie și acest lucru cred că este bun, pentru că și la Slănic Moldova știți că au fost discuții, dar atât la Tuzla, atât și la Borsec și în alte stațiuni din țară, e o problemă cu această licență. Licența o are un SRL și toți ceilalți agenți economici trebuie să roage să, sau să negocieze cu cel care deține licența. Noi ne-am dezvoltat. Acum 3 ani am avut 113.000 de turiști. În 2014 am avut 173, anul trecut am avut 215.000 de turiști. Și sperăm că în acest an să avem mai mulți turiști. Pe 3 ani Târgu Ocna are venituri mai mari în activitatea economică decât în activitatea din impozitele și taxele locale. Direcția este bună, asigurăm dezvoltarea orașului, funcționarea orașului din bugetul propriu și avem și între 10-15% pentru investiții fiecare an
am făcut investiții. În faza în care suntem acum, deja avem câteva proiecte, am încheiat un contract cu o firmă de consultanță și avem deja câteva proiecte. O singură amănuntă aș dori să spun că infrastructura trebuie să fie infrastructura care duce spre obiective turistice. Nu face orice stradă din oraș, numai cele care se duc spre obiectivele turistice care le-au. Dar ce este interesant, că se pot face trotuare, piste de biciclete, iluminată, așa cum ați spus și dumneavoastră. Este o activitate nu ușoară în turism și sigur că trebuie să cerem sprijinul și Consiliul Județean. Noi avem un proiect cu Consiliul Județean despre care nu s-a vorbit aici, cred că nici nu se cunoaște la nivelul serviciului, poate se știe. Un proiect interesant, avem acel lac care a luat ființă în 1978, prin surparea unui teren care unde s-a exploatat sarea prin soluție și dorim să facem acel lac de agrement. Dacă vom găsi și acest lucru, va fi un punct de atracție interesant, pentru că este un lac de aproximativ un hectar, care va avea apă sărată și unde se poate, după ce se termină aceste studii, care ne ia foarte mult timp, să-l facem lac de agrement și noi ne-am dorit ca să nu mai meargă fete la Slovata să-l vadă pe tata, să vină la Târgovna. Pentru că avem și noi școală de subofițeri. Și cu domnul director am făcut un parteneriat, le va da mai multă permisie băieților în oraș, s-ar putea să reușim să nu mai meargă cei care mergeau până acum la Slovata. Avem un deschidere spre Republica Moldova și Ucraina. Avem înfrățiri cu Cricova din Moldova și cu câteva localități din Ucraina, Zatoka, Cetatea Albă, Odessa. Ei sunt foarte interesați de noi și trebuie să profităm de acest lucru și să-i atragem spre noi. Am din ce în ce mai mulți turiști la ei vin spre noi. Suntem dispuși să colaborăm, pentru că cea mai grea problemă pe care o avem acum este infrastructura care uneori ne depășește și profit de faptul că este aici domnul vicepreședinte al Consiliului Județean. Avem un drum județean care face legătura din oraș la Mănăstirea Măgura. Este un obiectiv turistic destul de important, unde vin foarte mulți turiști și aparține Consiliului Județean. M-am rugat foarte mult dacă puteți să ne sprijiniți să facem ceva, pentru că el este într-o stare destul de avansată de degradare. A mai fost făcut în mulți ani de Consiliul Județean. Avem mai multe probleme, s-a ridicat și aici. Noi nu avem spital la Târgu Ocna, este mai greu să putem menține un spital, dar o stație de salvare pentru cele două stațiuni cred că trebuie să fie mai bine dotată decât este acum și să dăm oarecare importanță acestei stații, pentru că celelalte spitale, Măinești, Comănești, Onești, au stațiile de salvare și prim ajutor. În zonă nu există, pentru cele două stațiuni, nici un centru de permanență, nu există o stație de salvare dotată și ar fi bine să, dacă puteți să ne ajutați, ar fi foarte bine. E un problemă care ne depășește pe noi. Turismul nu putem să-l facem decât regional și una din problemele destul de complicate pe care le avem este cu timpul liber al turistului. El face în salină tratament sau în bazele de tratament pe care noi le avem, dar după amiază nu există la ora actuală programe în care ei să pot cunoaște zonele. Noi am mai avut întâlnire și la Măinești, mulțumesc domnul primar pentru inițiativă. Trebuie să identificăm și felicit și inițiativa Consiliului Județean, Serviciului de Turism, să identificăm toate aceste puncte turistice și să le promovăm, pentru că la fiecare pensiune din Târgu Ocna și Stănic, eu cred că trebuie să existe un program clar, începerea de la ce ore se pot vizita aceste obiective și să facem acele excursii, să ne ocupăm prin aceste birouri de turism pe care le avem în primărie și centrul de informare turistică, noi avem și la Târgu Ocna, Reș Bărmănești, și să putem să facem cunoscute aceste obiective, pentru că toate localitățile din zonă au
puncte de atracție. Este foarte bine că această activitate se coordonează și de la nivelul județului. Cred că suntem printre puținele județe care nu avem o asociație de turism județeană. Noi participăm la târgurile de turism din zona, am participat și în Transilvania și la București, am fost și la Bacău. Acum la Bacău cred că se face și cu noi târgul de turism. Da. Și se face și în acest an și vom participa. Trebuie împreună să ne întâlnim și să găsim toate căile și să comunicăm și să putem să dezvoltăm turismul în zonă, pentru că toate localitățile, așa cum spuneam, are ce arăta. Este o activitate care în județ, din punct de vedere economic, poate să vină cu un aport important la dezvoltarea județului și avem un mare avantaj că și domnul director Lăsândei este alături de noi, ne-a sprijinit și prezența unei sale astăzi aici este o certitudine că ne va sprijini în continuare. Dar mulțumesc că eu fac parte și din Consiliul Regional, reprezint orașele din județul Bacău, mulțumesc domnului primar, m-am puternicit să-l reprezint. Știți că în Consiliul Regional sunt 4 reprezentanți din fiecare județ, președintele Consiliului Județean, reprezentantul municipiilor, reprezentantul orașelor și comunelor. Eu voi informa primarii din orașe cu tot ce se discută acolo și încercăm ca toate aceste nevoi, să le spunem, aceste necesități din toate localitățile să găsim prin specialiștii de la ADR și sursele de finanțare, care sunt mai multe decât s-au discutat aici. Sperăm să dezvoltăm zona pentru că este benefică pentru toți locuitorii din zona noastră. Mulțumesc! Da, mulțumim, domnule primar. Și văd că tot cadrul este de bună practică. Domnul primar Ilie Viorel al municipiului Măinești. Mulțumesc tuturor celor prezenți. Mulțumesc, domnule primar Baciu, care încearcă să ia lucrurile în piept așa de la început de mandat și să chiar să fie inițiatorul unor astfel de întâlniri. Mulțumesc celorlalți primari cu care am început deja să avem acele întâlniri de care aminteau colegii mei înainte. Întâlniri care eu le-am considerat foarte utile, în principal, pentru a schimba experiențe și exemple de bună practică pe care le avem în cadrul fiecare localități, dar și, subliniez, pentru a veni cu o voce unică, comună, în abordarea problemelor la nivel județean și regional. Împreună suntem mai puternici, cunoaștem acest slogan și dacă vom reuși ca în problemele pe care, în cadrul problemelor care sunt supuse dezbaterilor publice, fie că e vorba de utilități publice și știm cu toții întreaga gamă de probleme care e atât pe apă, canal, cât și pe salurizare, cât despre dezvoltarea localității, despre turism, ca să revin la subiectul întâlnirii noastre de astăzi, eu spun că este foarte important. Aș vrea să mulțumesc pentru onoarea pe care mi-o face să fiu la masă cu cele două stațiuni turistice din ale județului Bacău și să pun asta pe seama eforturilor pe care colegii mei din primăria Măinești, cu care am reușit să parcurgem un calendar destul de anevoios. Am auzit aici Târgu Ocna, da, că i-au luat 10 ani pentru a obține statutul de stațiune turistică și alți 11 pentru a deveni balneoclimaterică. Pot să vă spun că aceste eforturi ale noastre, pornite acum câțiva ani, nici nu mai știm de câți, vor fi 5-6 ani de când ne-am propus acest deziderat. Și să vă spun, cred că, Viorel, să fiu corect, ne-am pornit cu acest proiect din momentul când am avut șansa să abordăm proiectul de promovare turistică a municipiului Măinești. A fost un proiect finanțat pe 53, cred că, pe fostul POR, și
atunci ne-am gândit foarte serios, evaluând potențialul. Foarte frumos spunea domnul director Pesandu, că în principal trebuie să valorificăm potențialul. Dacă reușim asta, eu spun că suntem câștigători pe acest proiect. Suntem astăzi în situația în care avem documentația gata pentru Moinești stațiune turistică și o mare parte din documentația pregătită pentru Moinești stațiune balneo. Cunoaștem pașii, știm, iar calendarul, ca să încheie acest subiect, este ce mi-am propus eu ca în acest an să obținem statutul de stațiune. Tot ceea ce am făcut până acum, documentele pe care mă îndreptățește să sper la acest statut anul acesta, cu toată intervenția politicului, pentru că avem nevoie de o aprobare de guvern aici, pentru a fi în acel 852, da? Completat. Și să fim a 10-a stațiune din regiunea Moldova. M-aș bucura enorm să avem finalizat acest proces, pentru că, legat de celelalte, am urmărit cu interes ceea ce domnul director general Botezatu a prezentat, legat de strategia serviciului județean, și aici fac o paranteză, s-au schimbat lucrurile în bine în ultimii ani, și vă spun asta ca unul care a fost puțin supărat la început, când la un moment dat Consiliul Județean nu prea s-a uitat în județ și a votat un proiect de promovare turistică mai mult de acolo, din birourile de la Bacău, uitând că și Moineștiul are un astfel de proiect, uitând că și alte localități au astfel de proiecte și ele ar fi trebuit cumva cel puțin asortate unul cu celălalt. Da? În ultimii ani și de la înființarea acestui serviciu se vede o schimbare, chiar și întâlnirea de astăzi și celelalte întâlniri. Sper că vom continua această dezbatere. Vreau să-i mulțumesc în anii 30. Nu este nimic peste puterile noastre să obținem acest statut, așa cum vă spuneam, și nu este peste puterile noastre să dovedim că suntem o stațiune. Ca obține un titlu, poate este un demers mai mult scriptic, dar este foarte important ca noi să știm să punem în valoare resursele pe care le are Moineștiul și să atragem turiști, astfel încât să demonstrăm că acest demers de a deveni stațiune nu a fost unul pur emblematic de a obține, știu eu, o decorație, o insignă în piept și cu asta să ne mulțumim. Cred că avem nevoie să dezvoltăm acest serviciu în cadrul municipalității. Noi am gândit promovarea turistică într-un cadru mai larg, vorbim la Moinești de un turism cultural, pe un calendar de evenimente foarte bine ancorat, vorbim de un turism medical, da? Peste 20.000 de pacienți care vin și se internează în Spitalul Municipal Moinești, peste 20% sunt din afara județului Bacău, da? Deci, venim cu turism complementar. Am spus-o și colegilor și mă bucur că am găsit deschiderea să avem o abordare comună în tot ceea ce privește dezvoltarea turismului pe această zonă. Moineștiul nu vine să concureze nici Târgu Ocna, nici Slănic Moldova. Ne e departe și poate unii ar crede că venim să ne luptăm cu cei care sunt foarte bine ancorați. Nu. Eu cred că Moineștiul, stațiune turistică, poate să completeze nevoia de turism în această zonă. Vreau și am discutat să ne armonizăm pas cu pas calendarul de evenimente culturale, în primul rând, da? Și să creăm acel calendar de evenimente la nivelul județului Bacău. Celelalte acțiuni pe care le putem întreprinde în comun. A fost o perioadă de campanie electorală, am ieșit cu câteva teme,
Să știți că nu le-am uitat, da? Împreună cu domnul Baciu chiar am participat la niște dezbateri publice. Sunt convins că cu această abordare pe care o avem acum vom reuși în demersurile noastre. Vreau să mulțumesc personal și domnului director Asandei pentru buna colaborare pe care am avut-o, chiar foarte bună, aș îndrăzni să spun, cu Adrian Nordest, pe proiectele pe care le-am dezvoltat pe vechea perioadă de finanțare. Sunt convins că vom avea de lucru și pe actuala perioadă și chiar dacă mi-e greu să sper, dar îmi propun totuși, ținând cont de termenul pentru a depune proiecte pe stațiune turistică, să știți că în strategia de dezvoltare a municipiului Moinești avem astfel de proiecte. Și așa cum am învățat și aș îndrăzni să spun, m-ați învățat ADR-ul în discuțiile nenumărate pe care le-am avut, trebuie să prioritizăm și să identificăm surse de finanțare. Noi am făcut lucrul ăsta și atâta timp cât un proiect este în strategie, chiar dacă el nu o să poată fi finanțat pe axa de turism anul acesta, sunt convins că vom reuși să găsim alte surse de finanțare pentru implementarea acestor proiecte, pentru că ele sunt proiecte cerute în urma dezbaterilor publice, în urma aprobării strategiei de dezvoltare a municipiului Moinești. De asemenea, se mulțumesc și Consiliului Județean. Iată că în câteva săptămâni vom inaugura Casa de Cultură la Moinești, un loc pe care noi l-am denumit un centru zonal de cultură, pentru că îmi doresc ca și Moineștiu, cum aș dori și cred că natural ar trebui să întâmple lucrurile astea, și Târgu Ocna și celelalte orașe și municipii, care sunt niște poli locali și atrag nu numai cetățenii din localitate și din localitățile vecinate, să fie și pentru ei, așa cum spuneam, o zonă de interes, o zonă de atracție culturală. Este o dezbatere interesantă. Mă opresc aici, să știți că aș mai povesti multe despre ceea ce am făcut pentru dezvoltarea municipiului pe latura turistică. Avem și alte proiecte. Sunt convins că toți primarii au proiecte și își doresc să realizeze multe, dar în principal subscriu demersului și susțin crearea acestei asociații care să fie partenerul, da, Serviciului Județean de Promovare a Turismului. Da? Chiar m-am gândit dacă nu cumva să suprapun aceste două entități, dar cred că bine ar fi să fie ambele, așa cum discutam și cu domnul primar Baciu, pentru că o asociație are oportunitățile ei, un serviciu din cadrul Consiliului Județean are, poate să aibă cu totul alte atribuții. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și gânduri bune și speranțe mari pentru viitor. Mulțumim, domnul primar. Domnul primar, vă mulțumesc foarte mult pentru aprecierile făcute. Vom fi în continuare alături de dumneavoastră prin echipa Salvamont, care din cele trei trasee propuse, două le-au finalizat și știm noi că avem niște pași, avem un program și îl finalizăm. Dar ca să nu se supere domnul primar la Târgu Ocna, spună că domnul primar Ilie are trasee turistice, domnul Baciu are pe cele mai multe. În traseul spre mănăstire am identificat o brățară care, parcurgând culmea munților Berzunți, ajunge în Târgu Ocna, e o surpriză pentru domnul primar, și am identificat, am ridicat coordonatele GPS și ieșim din sud de Salina pe Vâlcele. Deci legătura între Târgu Ocna și Moine s-a făcut la acest traseu turistic. Iar cred că ar fi foarte bine dacă cei trei primari ar gândi și cu sprijinul Consiliului Județean, știu ce spun, pentru că o cursă sau un agent economic cu profil de transport în comun, dacă măcar pentru sezonul de vară, măcar pentru vineri, sâmbătă și duminică, avea plecare din Stănic Moldova, ar opri la Ocna, punct final Moineștiu, două, trei ori în fiecare locație și cumva să poată parcurs să viziteze cel puțin cele trei orașe în prima fază. Deci, un operator economic trebuie convins să-și depună documentația pentru un traseu pe această rută,
sezonieră. Nu am avut discuții în iarnă cu operatorul de pe Bacău, Stănic Moldova, care avea un microbus de 18 locuri. Am avut înțelegere la el și chiar pentru perioada de iarnă, el a venit cu un autocar. Cu 40 de locuri a pus la dispoziție transporte turiștii și chiar și-a adus două curse pe zi, în loc de o cursă dus și întors. Deci pentru Moinești Târgoviște, Stănic, o propunere. Nu știu, cum o vedeți, e acum, după traseul turistic, sunt traseul rutier. Aș vrea să fac o observație pentru cei care poate ne urmăresc după această, în timpul acestei dezbateri și după. Deci, nu este un grup închis. Să nu se înțeleagă că Slănic, Târgu Ocna și Moineștiu au găsit de acord. Eu cred că ar trebui să fim un grup deschis și apropo de trasee, că aici a spus, pe mine mă încântă și mă flatați să Moineștiu să fie în acest traseu, să se încheie la Moinești, ar fi foarte frumos. Aveți dar să știți că și dincolo de Moinești s-a pomenit de muzeul Rezeșilor Găzari de pe Valea Taslăului Serat. Făcut invitații, da, foarte aproape de Moinești. Vorbim de centru cultural de la Tescani, de la George Enescu, da? Și e bine și prin Serviciul Județean, prin Consiliul Județean, să gândim aceste trasee, poate mai puțin în spiritul dorințelor, poate personale, justificate sau mai puțin justificate ca primar, ci să gândim regional și cu posibilitățile de a vizita ceea ce este în jurul nostru și să gândim pentru turist care, odată ce el va fi mulțumit, el va fi promotorul și mesagerul nostru mai departe. Cea mai bună reclamă este când îți recomandă un prieten, merge acolo pentru că acolo găsești și aia, și aia, și aia. Și sunt convins că mulți dintre dumneavoastră probabil ați practicat acest gen de turism. Mulțumesc! Da, calitatea de gazdă mă obligă să fiu mai rezervat în a ocupa timpul liber, dar s-au atins câteva aspecte care aș vrea să le întâlnesc și eu. Prima dată, referitor la acest calendar de evenimente, este foarte important, noi l-am discutat, în așa fel încât să nu ne suprapunem evenimentele și să încercăm, măcar pe perioada evenimentelor, să asigurăm acest transport de care se discuta. Și aici am dori să rugăm Consiliul Județean să, la licitația care se va face pentru mijloace de transport Târgu Ocna Stănic, să încercăm să avem o consultare, pentru că noi ne dorim să oferim un transport gratuit turiștilor pe această rută. Este ușor de făcut, nu este un cost foarte mare, însemnând că orice turist care este la Stănic Moldova, pe baza unui tichet, unui card de la hotel, să poată călători la Salina, și orice turist de la Salina, de la Târgu Ocna, să poată veni la Stănic Moldova, în așa fel încât să rezolvăm una din problemele importante ale turiștilor din Stănic Moldova, că se plictisesc și din Târgu Ocna la fel, adică își face punctual tratamentul acolo. Pe urmă, un alt subiect, am pornit deja niște discuții, vrem să facem o cercetare de mediu de tratament balnear, care s-a făcut punctual pe ape minerale sau pe altceva, Târgu Ocna Stănic, dar nu s-a făcut pe zonă. Pentru că, spre exemplu, Salina este punct turistic, nu este încă, mediul Salin nu este acreditat ca și bază de tratament. Trebuie o decizie politică aici, pentru că e vorba de Salrom și noi vrem să putem oferi potențialul investitor privat. Apropo de ce spunea domnul director Asandei, trebuie să atragem investitori privați cu potențial și atunci trebuie să certificăm, să oferim, nu numai că Stănic Moldova este cel mai ozonat loc din sud-estul Europei, să și dovedim acest lucru și asta cred că am putea să facem tot cu ajutorul Consiliului Județean, având în vedere că noi am dorit ca Târgu Ocna Stănic să fie văzut ca o entitate, ca o zonă de tratament comună. Pe urmă, apropo de asociație și eu și doamna viceprimar și
consiliera mea Iuța Budac, venim din mediul de ONG și de 12 ani am făcut dovada că asociațiile care le-am coordonat sunt foarte utile comunității și încurajez, noi deja am făcut 3 asociații la Sărim Moldova, poate ați văzut voluntari, avem Asociația Prietenii Stănicului, avem Asociația Pietranilor și Asociația Meșteșugarilor din Sărim Moldova, pentru că asociațiile sunt un suport foarte bun pentru oamenii de bine. Noi nu vom dezvolta aceste localități dacă nu venim și cu sufletul și cu oamenii cu potențial. Pentru că acești oameni nu au un interes economic și nu sunt părtinitori, nu sunt subiective naționalor. Ei vor veni alături de un proiect care este corect, care este fezabil, care este aproape de dorința lor și de priceperea lor. Și încurajez acest lucru și voi asigura tot suportul necesar. Nu vreau să vă spun în ce situație se află primăria Sărim Moldova din punct de vedere financiar și la celelalte aspecte, că nu este scopul întâlnirii noastre să ne plângem astăzi. Vreau să mai ating un singur punct, acela al proiectelor comune, pentru că ce spunea domnul primar și noi ne-am întâlnit exact cu acest scop, să încercăm să trecem de nivelul acesta de finanțare care este limitat, să putem face un cluster, să putem discuta niște proiecte mari și să le fructificăm foarte repede. Este clar că cele mai mari probleme identificate în 3 săptămâni de mine la Sărim Moldova sunt probleme juridice și apropo de proprietatea terenurilor, de intabularea terenurilor și alte aspecte de PUC, dar încercăm fiecare să le rezolvăm și să le prioritizăm. Avem nevoie de ajutor, pentru că suntem o echipă nouă, dar întâlnirile cu Moineștiu, cu Târgu Ogna, ne mai lămuresc foarte repede, ne dau o consultanță dintr-o experiență trecută. Mă bucur că este și Dărmănești, și azi despre Dărmănești, nu prea am vorbit, dar domnul primar nu a reușit să ajungă, dar este parte a proiectului nostru și sper să rămânem cu acest elan și cu această dorință de a dezvolta zona. Și încă o dată mulțumesc Consiliului Județean, domnului vicepreședinte, mulțumesc primarilor din zonă și, de ce nu, să mulțumesc presei, pentru că astăzi avem 3 televiziuni aici care preiau acest eveniment, împreună cu intern de la Consiliul Județean și discutam ieri și cu doamna Lungu, este nevoie ca și dumnealor să ne propună, să ne spună tehnic care este area de acoperire, care este modul în care aceste întâlniri, poate nu astăzi, dar dacă ne permite timpul, pe noi ne interesează să știm fiecare televiziune ce arie de acoperire are. Spre exemplu, Sărim Moldova vrea să promoveze un eveniment la nivel de Moldova, de zona Moldovei, nu? Sau la Chișinău, sau la Ucraina, și atunci trebuie să vedem cum ne putem ajuta de dumnealor, pentru că știm bine că televiziunile naționale sunt greu de ajuns și din punct de vedere financiar. Dacă nu se întâmplă ceva, Doamne ferește, atunci nu vine o televiziune să filmeze. M-a sunat de la Radio România Actualități și astăzi va veni cineva să promoveze evenimentul nostru. Încă o dată mulțumesc, vă așteptăm la Sărim Moldova și nu ratez ocazia să vă invit să fiți prietenii Stănicului, frate, proiectul nostru, primul proiect al Asociației Prietenii Stănicului este Fi Fratele Stănicului, să donați un arbust ornamentar care îl plantăm la Sărim Moldova și care o să poartă numele dumneavoastră, să reveniți, să-l revedeți, noi o să avem grijă de el și să veniți cu familia, cu prietenii, să îl vedeți cum crește și ce frumos este. Vă mulțumesc încă o dată mult și sigur că da, dezbaterea nu se încheie aici. Mulțumesc! Un minut, dacă îmi permiteți. Mă bucur că în Slănic s-au înființat deja 3 asociații. Am înțeles că Asociația Prietenii Slănicului are deja proiectul numărul 1 și îl dezvoltă. Eu i-aș propune domnului Baciu proiectul numărul 2 de la Asociația Prietenii Slănicului să realizăm un circuit pentru sezonul de schi, un mijloc de transport specializat pentru transport
turiștii și schiuri, pe un traseu care propun eu, Poiana Verde, Uvernus, deci un circuit închis pentru transportul turiștilor, din două considerente. Bună dispoziție și doi locuri limitate de parcare în zona în care o gestionez. Ar face un traseu sau un mijloc de transport, ar facilita foarte. Și o asociație se poate dota cu un asemenea mijloc de transport, sunt posibilități, le putem detalia după ce am avut ideea asta în... Da, noi în suflet cineva cu finanțarea de la Consiliul Județean, poate. Dar ce voiam să... N-am atins un punct. Spre exemplu, Târgu Ocnean are un punct de informare turistică. Noi ne trebuie câțiva ani să facem, poate, acest punct și avem deja o înțelegere cu domnul Șilochi care ne ajută și nu numai pe suportul, nu numai pe segmentul ăsta, ne ajută să ne folosim de aceste resurse umane și să facem foarte repede această flexibilizare. Noi vrem să dezvoltăm și postul de radio din Stănic, să promovăm. Avem multe proiecte, dar este un început. E clar că nu putem să rezolvăm sau să discutăm toate problemele astăzi și nu vreau să iau din timpul celorlalți vorbitori. Da, mulțumim. Cum toate proiectele se învârt în jurul Consiliului Județean, dau cuvântul domnului vicepreședinte Mihai Ghiu. Da, vă mulțumesc mult. Bună ziua. Mă bucur că sunt astăzi aici. Aș putea să spun acasă. Și de fiecare dată vin cu mare drag acasă, aici. Și cum spunea domnul director, că vine turistul și pleacă cu bani. Mie nu mi s-a întâmplat niciodată să plec cu bani din Slănic. Am lăsat toți banii aici. Sper ca pe viitor Slănicul să vină cu oferte care să cuprindă diferite activități, de ce nu și culturale, așa cum spunea și domnul primar de la Moinești, diferite acțiuni ale ONG-urilor. Am înțeles că este Asociația Pietrarilor care lucrează această piatră, o șlefuiesc și cu siguranță sunt în România și în străinătate doritor de a cunoaște și această artă. Domnul director spunea să culegem toate datele ce putem oferi turiștilor. Consiliul Județean acum lucrează la strategia de dezvoltare și ar fi bine ca să culegem toate datele din județ, să le punem pe masă, să vedem de ce este interesat turismul, ce putem oferi și de ce nu să includem și comunele din jur, inclusiv cu produsele pe care dânșii le oferă, să facem trasee, eu știu, cu monumente istorice, cu biserici și dacă privim în istorie, cei mai buni oameni care au promovat România au fost oamenii de cultură și sportivii. De ce să nu ne gândim la o bază sportivă performantă și să atragem loturile care astăzi promovează cel mai bine România în lumea sportului. Ei sunt cea mai bună ofertă, că Slănicu și Bacău este o stațiune serioasă, o stațiune bună și aici, la fel, cred că trebuie parteneriatul privat cu toți oamenii și cu primăria să vină cu o ofertă serioasă și cu siguranță sportivii vor alege o zonă cu aer curat, o zonă liniștită pentru a se pregăti și a promova România și, bineînțeles, de ce să nu fim mândri de ei. Cred că ei sunt cei care duc foarte bine mesajul că Slănicu, Târgu Ocna, Moineștiu și Bacău este o zonă bună și pentru cei care doresc să se relaxeze. Am văzut fiecare dintre dumneavoastră așteptați de la Consiliul Județean sprijin. La fel și turiștii care vin în Slănic, în Târgu Ocna, așteaptă de la dumneavoastră, domnilor primari, agenți economici, la fel, să oferiți ceea ce este mai bun. Eu voi sprijini prin ceea ce pot, prin serviciu public, pentru promovarea turismului. Vom avea o discuție și cu cei de la cultură, pentru a pune pe masă, înainte de a face strategia de dezvoltare și să venim cu oferte bune pentru
această zonă de pe Valea Slănicului, Valea Trotușului, pentru Bacău și să fim la nivelul județelor care au un pas înaintea noastră. Mă bucur că la zilele unui oraș se discută și lucruri serioase, lucruri bine făcute, lucruri care au un început. Este prima ediție, poate și în organizare am fost un pic mai stângaci, dar m-aș bucura ca pe viitor să fie și președinții galurilor care vin cu informații, poate și de la ONG-uri și, bineînțeles, dacă vorbim de trasee montane, poate ar fi bine să invităm și pe cei de la jandarmerie, de la Salvamont, pentru a ne facilita, eu știu, trasee sigure pentru a evita anumite, eu știu, evita neplăcerile care se pot produce. Încă o dată vă mulțumesc pentru invitație și voi veni mereu cu mare drag acasă pe Valea Slănicului, pe Valea Trotușului și voi sprijini cu tot ce pot pentru a dezvolta turismul în această zonă. Vă mulțumesc! Mulțumim tare mult! O singură precizare, dacă îmi permiteți, domnul vicepreședinte, am avut o discuție personală cu stafful Comitetului Olimpic Român și ținta noastră este să facem un centru de pregătire sportivă și olimpică. Avem deja o echipă care lucrează la acest proiect. Am vorbit și cu doamna Maricica Puică și domnul profesor Ababe de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, pentru că aici tradițional a fost un centru de pregătire sportivă și chiar și în campanie și după am rostit acest lucru. Credem că se potrivește foarte bine un investitor din județul Bacău, care știm care sprijină Comitetul Olimpic și Sportiv Român și acesta este Dedeman și imediat ce o să avem toate datele, pentru că această consultare era necesară să vedem ce sporturi nu sunt acoperite la nivel național pe partea de pregătire și dintre ele care se potrivește zonei noastre. Din discuțiile personale cu Marcica Puică, spunea că dacă nu s-ar fi antrenat în Salina de la Slănic Prahova, nu ajungea campion olimpic. Adică personal a recunoscut ce benefic este mediul de antrenament salin și avem toate condițiile să argumentăm și după aceea să atragem investitori. Mulțumesc! Sunt domnul primar. Dacă cineva din sală dorește o propunere sau, eu știu, sugestii? Doamna Lungu de la TV Kid. Am o întrebare pentru primarii prezenți în sală. Sunt două primari de două stațiuni. Avem un primar de municipiu aspirant la titlul de stațiune. Ați vorbit, domnilor primari, cu operatorii de telefonie mobilă pentru a avea semnal important în stațiune și în municipiu. Și dacă aveți Wi-Fi. Pentru că vorbim de turiști, vorbim de atragerea lor. Dacă nu avem, ne ajutați noastră. Nu, dar vă întreb. Dacă vă preocupă, pentru că... Vreți să vă răspund eu? Da. Astăzi am o discuție cu un operator de telefonie pentru... aș instala o nouă antenă pentru a crește calitatea serviciilor oferite în municipiul Moinești. Da? Legat de Wi-Fi, nu aș vrea să răspund în locul partenerilor de la ADR, da? Sunt, de exemplu, pe regenerare urbană, da? Din câte știu, pe acest proiect sunt eligibile și aceste puncte Wi-Fi pe care pot să le instalez în aceste zone. Aveți în Moinești? Nu, sunt. Vorbim de proiectele viitoare, da? Și de eligibilitatea pe anumite surse de finanțare. Dar, în final, la costurile la care s-a ajuns acum cu banda de internet, nu cred că ar fi niște costuri foarte mari să asigurăm anumite puncte în zonele turistice de interes. Da? Noi avem în Moinești, cred că, două puncte Wi-Fi la cum care funcționează, da? La bibliotecă și la primărie, în zona parcului central. În funcție de solicitări și de nevoia de a avea aceste puncte, putem să le susținem. Probabil, imediat, vă rog.
perioada imediat următoare se vor rezolva problemele sau cel puțin se va aproba proiectul depus de domnul fost ministru al comunicațiilor din Onești. Așa a spus când v-a declarat că această zonă va fi acoperită cu 4G. Probabil este pe masa ministrului, când va semna, cu siguranță vom beneficia de fiecare de serviciile. Am întrebat acest lucru pentru că primarul este primul gospodar din două urbe. Da. Țării Moldova are doar în parcul central un Wi-Fi free. Discuția cu semnalul de GSM ne interesează foarte mult pentru că avem un plan cu domnul Botezatu ca toți turiștii care pleacă pe traseu să aibă o brățară de GPS identificabilă. Chiar săptămâna trecută a fost o intervenție de noapte, niște turiști s-au rătăcit și este clar că ne interesează să dezvoltăm această facilitate și de ce nu să fie primul proiect al bazinului de trotu și pentru rezolvarea simultană și a traseelor turistice și a orașelor. Zona petrolieră din județul Bacău este acoperită cu 4G, asta vă spun că sunt tehnic și știu foarte bine. Și doar partea noastră, să zicem, Târgu Ocna, Stănic, Onești, este mai, puțin mai slabă. Până la Dofteana vine 4G-ul foarte bine. Rămâne deci doar... Deci vină petroliști în zonă. Avem petroliști, dar... Nu, vin operatorii, să știți. Ei deja operatorii au licențele de 4G și, așa și că lucrează pe investiții. Să vă spun, am avut o discuție cu Fundația Vodafone, care pune pe masa Vodafone să promovăm, să asigure cu Wi-Fi gratuit și să-i promovăm stațiunea Stănicul. Ce știu eu, la Dofteana se lucrează instalarea reului pentru 4G. La Cerdac, în zona reului, se mutează antene. Ce știu, ce se ocupă de această problemă. Este importantă problema care a ridicat domnul Dana și ne bucurăm că este alături de noi în această pentru că îi trebuie un suport de transmitere live. Nu mai mici, nu mai greu. În primul rând turiștilor. Dar ne-am bucurat să-l folosiți și dumneavoastră, că promovarea este scopul nostru. Este foarte important pentru noi, în primul rând, să avem această facilitate. Este important că la minus 240 de metri în Salina avem semnal. Și cea mare parte din stațiune există semnal, pot fi bine să scoatem Wi-Fi-ul ca turiștii să se dedice turismului și nu gadget-ului. Dar suntem în secolul vitezei, doamne primar. Să mai invite și prietenii care au rămas acasă să vină la gândiți să corectați acea adresă care apare pe Google Earth, pe Google, când atunci când astăzi la Covasna. Covasna, da. Mă enervează cu nervii capului când văd chestia asta. Dar am încercat, s-ar părea că este foarte greu. Foarte greu. Trebuie să ajungem la Google. Vă trimită specialiști, doamne primar, ca să nu mai aveți. Ne ajută, foarte mult. Și apropo, de săptămâna trecută la Stănic Moldova, este o alee care se cheamă 29 de scări, că noi eram reuniți numai prin 300 de scări și o să găsiți aproape la, nu neapărat lunar, dar sezonier, o să găsiți încă o alee care să aibă un număr de scări. Tocmai ca să devenim mai atractiv, așa. Și mai am o întrebare pentru domnul Botezatu. Ați spus la un moment dat de a crea noi refugii pe traseele montane. La această oră în județul Bacău câte sunt? Și câte ați făcut de 2 ani de zile? Deci un refugiu îl avem pe Romeo, pe vârful Romeo. L-am amenajat, l-am recondiționat, l-am vorbit. Deci acela era și dumneavoastră l-am... Nu mai l-am întreținut. Am înțeles. Pentru construirea de noi refugii trebuie bani, trebuie să aprobări, suntem în zonă... Aveți o sumă, o idee să vehiculați pentru un refugiu? Da. Avem proiecte, avem cai de sarcină. Păi cât costă unul? 3.000 de euro. Și noi avem un plan să facem la refugiu, să facem o stație de observare, sau un punct de observare. Un observator în acesta, că de acolo se vede foarte bine și Moldova și Ardealul și vrem să fie un punct de atracție turistică. Un punct de vedere, nu? Da, să ajungi acolo și să facem poze cu Ardealul și unul cu Moldova.
cu Moldova și unul cu Ardeal. Și dacă ați spus că ați amenajat acel refugiu, câți bani ați investit? Am făcut voluntar. Deci nu v-a costat nimic, nu? Colaborăm cu... Sunt asociații alpin, veniți cu noi, deci sunt oameni care de ani de zile au întrebat munții. De 2 ani de zile s-au întâlnit cu noi pentru că ne-au înființat și trebuia să colaboreze cu noi. Și cu ONG-uri și cu asociații putem foarte bine. Astăzi sau de ieri avem o tirolian în parc, tot cu niște voluntari și cu niște oameni de la Salvamont. Deci activitatea noastră poate fi diversificată și poate să prindă contor în timp. Vă ascult. Dacă îmi permiteți, o inițiativă pe care a avut-o TV Kid a adus Google la Târgu Orna și elevii de la colegiu postează acum, 2 zile au stat la, au inițiat elevii de la colegiu și au modificat foarte mult în... Trebuie să recunoaștem că primăria a susținut prezența echipei. Primăria a susținut, dar inițiativa a fost elevit, și e bine, când am apărut nici cu Ardita, nici cu Covasna, deci și pot lămuri, dar stau 2 zile acolo și învață elevii cum să posteze. Și toate noutățile din Târgu Orna au venit acum, cine bune, mai puțin bune, toate sunt puse. Și se și pot corecta, pentru că ei editează informațiile. Și cred că n-ar fi rău dacă ați putea și... Bun, asta pentru... apropo, s-a pomenit de Salvamont pentru domnul vicepreședinte, dacă ați spus de țean. Noi avem, tradițional, Sărim Moldova a avut punct de Salvamont. Am fost unul botezatul personal și l-am vizitat, care este, bineînțeles, în paragină. Și țintim pe să refacem această clădire cu normă de asistență medicală de prim ajutor, în așa fel încât să putem folosi paramedicii de la Salvamont și cu un medic și cu ambulanță, măcar pe sezon, să avem un centru de urgență, de intervenție, de salvare la Sănii Moldova. Este un proiect care l-am deja l-am identificat și care, în paralel cu... avem nevoie să consiliem turiștii de munte ca să nu se să aibă o minimă. Avem și astăzi, când ieșim, o să avem deja o hartă a Sănicului Moldovei, care până acum nu a fost și îi dăm drumul mai rapid, așa cumva, nu foarte profesionistă, dar avem o echipă acolo care a lucrat la această hartă. Și avem, spre exemplu, proiectul să ajungem cu bicicleta pe Nemira, care înseamnă să renovăm 350 de metri de drum forestier și să-l amenajăm pe cele existente. Și încercăm la fel să atragem și prin acest proiect turiști la Sănii Moldova. Dar vreau să fac o observație vis-a-vis de chestiunea Sănii Moldova cu Covasna. Problema nu se pune aerială, e vorba de fibră optică și de cablu subterane. Așadar, cel mai apropiat nod de internet este Covasna. De aceea apare pe internet, va fi foarte greu, doar dacă se va dezvolta ulterior o infrastructură apropiată pe alt traseu. Atât am vrut să spun. În al doilea rând, o chestiune foarte importantă, dacă v-ați gândit că trebuie valorificat folclorul nostru românesc, este foarte important să-l aveți în atenție în această asociație de promovare, pentru că România se poate mândri cu o muzică populară rar întâlnită în lume. Deci să aveți în vedere, este doar o recomandare, dumneavoastră decideți, vă gândiți, un festival, dar nu un festival sub aspectul doar a se prezenta niște artiști să cânte. Având experiență în acest domeniu, spun că mai potrivit ar fi un festival concurs care ar aduce mai multă audiență, care ar atrage televiziuni care vor veni gratuit și chiar vă pot plăti, așa cum se plătește la fotbal, vă pot plăti drepturile de difuzare. Deci, sub acest aspect al meșteșugurilor s-a vorbit foarte mult, iar folclorul trebuie avut în vedere ca un element important al nostru specific. Turiștii străini vor veni pentru aceste lucruri în zona noastră. Vă răspund imediat. Noi avem dovada, când ne-am gândit la promovarea tradițiilor portului și dansului și cântecului tradițional românesc, anul acesta nu a mai fost de acord să aducem VIP-uri la Sănii Moldova. O să vedeți că și astăzi și mâine și poimâine vin cluburi ale elevilor din zonă, care riverani cu noi, și Onești și Moinești, vine ansamblu
țeie, mândrăie românească de la Moinești, vine clubul elevilor de la Comănești, vine de la Târgogna, vine soprana Făiniță de la Măgirești, vine, a fost ansamblu Mugurașe de la Agăș alaltă seară și vine și mâine, vin gospodarii de la Asău, adică pe lângă faptul că facem și o economie la bugetul local, pentru că acești cântăreți care de cele mai multe ori cântă peste pozitiv costă mulți bani, aducem din zonă un mod de a exprima, de a face dovada pregătirii lor la sterilul lor local. Și o permanentizăm. Anul acesta mai avem încă trei evenimente, vom face încă trei evenimente, dar la noi ne-a propus să facem 10 și ca o țintă peste 4 ani de zile să avem 20 de evenimente și la care să participe și aceste ansambluri să-și îmbunătățească performanțele și avem și invitați mai spre exemplu, domnul Munteanu ne-a sponsorizat cu o trupă, dar asta este cumva peste nu ne-a costat nimic, este altceva. Da, și mulțumim Consiliul Județean pentru că festivalul de tradiții care se desfășoară și folclor, care se desfășoară acum la Serin Moldova, începe astăzi și se termină zilnică seara, are în fiecare zi 4 ore de suport de la Consiliul Județean. Vine domnul Sâncescu cu olărit, cu țesut, cu meșter și vine cu spectacole care eu nu le-am amintit pentru că sunt proiectul dumnealor, care la fel m-aș bucura ca acest concurs să se desfășoare la Stănim Moldova și să-l facem mare, să privească o zonă. Noi avem la Moinești, Moineșteanca, festival, concurs de muzică populară pentru copii, participă de obicei în jur de 25 de palate ale copiilor, și din țară și din străinătate și ele se desfășoară sub egida zilele municipiului Moinești. Anul acesta va fi pe data de 10 septembrie. Iată. Un concurs care începe dimineața cu defilarea tuturor participanților pe strada Tudor Vladimirescu, pe acțiunea centrală a municipiului și care se încheie seara undeva în jur de ora 20-21, deci o zi plină de concurs. Peste 400 de participanți. Și noi, dacă o să facem, sigur o să ținem cont de ce este. Experiența. Adică nu vrem să ne concurăm. De calendar. Adică există o experiență trecută. Tocmai de asta care este la, nu știu câta ediție. A șasea. A șasea ediție. Asta înseamnă că noi vom face unul poate de ansambluri mai mari, nu de festival de copii sau altceva, în așa fel încât să ne completăm. Sau sezonul de vară cu sezonul de iarnă sau cu aceasta era ideea de la care am plecat și foarte bine la Măniș că se face acest festival concurs, pentru că desigur vom promova valorile locale, dar pentru a crește calitativ, un concurs este mult mai eficient pentru că vor veni cei mai buni dintre cei mai buni. Depinde de premii. Și nu neapărat pentru ei și o diplomă de participare este importantă, dar calitativ, veți crește de la an la an pentru că pretențiile la un festival, probabil domnul primar poate confirma, calitatea festivalului a crescut, bănuiesc, constant în fiecare an, a fost din ce în ce. Vă dau un detaliu. Ieri am discutat cu organizatoarea, colega noastră de la Moinești, doamna Manica Ifrim, și mi-a spus, domnul primar, vreo câțiva nu mai vin anul acesta, pentru că a văzut că nivelul concursului este peste ceea ce pot ei să prezinte concurs. Ori calitatea va fi beneficiu tuturor. Da? A crescut calitatea. V-am și spus că ar fi bine să aveți un calendar în ianuarie, februarie, cu orașul Moinești, cu Slănicu, cu Târgogna, să vă faceți un calendar cu oferta turistică, să vină și oferta culturală, pentru a nu vă suprapune. Să fie cele două și ar fi bine acest calendar să se facă undeva în ianuarie când se face și bugetul, când se votează și fiecare să vină cu o ofertă consistentă pentru ca turistul să știe. Eu poate sunt iubitor de muzică simfonică și știu că este o activitate la Moinești. Îmi fac concediu în perioada în care este și acea activitate culturală. De asta cred că e bine ca pe viitor să ne întâlnim la început de an să construim un calendar. Bănuiesc că pot fi chiar trei în agenda. Pe de o parte agenda turistică, la repere, turiste și așa mai departe, agenda culturală și agenda sportivă.
cred că ar fi foarte bine. Eu cred că Centrul de Promovare a Turismului la nivel județean are și ca obiect, ca strategie, sigur, lucrul ăsta. Am văzut că domnul Botezatu scrie și avem evenimente și pentru riverani. Adică țintimul, astăzi am vorbit cu un CR de să vină cu pensionarii de eveniment să asigure transportul gratuit. De exemplu, CR-ul vrea să fidelizeze clienții. Și atunci, sigur, dacă toate CR-urile din zonă pun câte un autobuz de 40 de locuri și fac două, de la Onești două drumuri, de la Moinești, de la Comănești, de la asta, sigur vom avea 200-300 de pensionari care își revăd plăcerile copilăriei, locurile copilăriei și ale tinereții, sigur. Și atunci, da. Și tu, știți, este asta, domnii din turism pot să ne spună. De la un anumit număr de turiști în sus devenim atractiv. Adică trebuie să facem și turismul de volum. Am avut ieri întâlnire cu domnul președinte Hosu, care ne-a vizitat de la Cartel Alfa, care deține hotelul Venus, care este un hotel de volum, un hotel cu multe camere, de două stele, e adevărat, dar avem nevoie și de el, și ne-a rugat să găsească resurse să păstreze hotelul deschis tot timpul anului. Pentru că el se închide toamna, se deschide primăvara și dacă ai un eveniment sau un grup de turiști, de 200 de turiști, nu ai unde să... Majoritatea hotelurilor au deja un program care, dacă intri peste el, nu poți să-l susții. Și avem demersuri și din acest punct de vedere. Da, mulțumim. Alte precizări sau întrebări? Eu chiar o precizare din partea Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului Romuzlan Buzlea, fiind și unul dintre cei mai vechi promotori ai turismului plănician, Păcăoan și nu numai, și în calitate de om de presă, vreau să rog autoritățile locale să facă în așa fel încât să extinde puțin această manifestare, acest eveniment, să fie trecut automat în calendarul de anul viitor al zilelor orașului Slănic Moldova, ca și un eveniment care va deveni un de tradiție. Și cu invitații din exterior, nu? Și de la Asociația Delta Dunării, Litoral, Brașov, pentru că schimbul de bune practici contează foarte mult pentru noi. Avem nevoie de chestia asta, ne putem muta într-o sală mai mare, pentru că observ la această oră, în afară de 2 sau 3 operatori de turism din stațiunea Slănic Moldova, nu mai e absolut nimeni. Noi am lansat invitații, colegii noștri, șefii, domnii directori care sunt prezenți aici știu foarte bine care este situația. Și la prima întâlnire a fost un pic o chestie mai reticentă așa față de tot ceea ce se întâmplă și de ceea ce avem nevoie pe parcurs pentru promovarea și dezvoltarea turismului și rog pe această cale referitor la asociații să nu se uite să fie trecut până la denumirea ei Asociația de Promovare și Dezvoltare a Turismului, pentru că într-adevăr sperăm să dezvoltăm tot ceea ce înseamnă potențial turistic în zonă. Și cu această ocazie mulțumim și celor care ne vor sprijini, stațiunile și orașele regionale, pentru că avem nevoie de o conlucrare, de o colaborare mult mai strânsă ca până acum. Să ieșim din acea amorțeală totală de care vorbeam eu la un moment dat. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Buznea. Noi am spus astăzi masă rotundă, la anul o să spunem simpozion, exact. Să doar îi spunem conferință. Și încercăm să dezvoltăm pas cu pas treaba dar asta. Dar până la anul dați voie să vă invit și eu de zile municipiului Moinești între 8 și 11 septembrie să găsim o dată pe care să o anunțăm și să vă invităm la Moinești, la evenimentele care vor avea loc, exact. Și cu prilejul inaugurării Centrului de Cultură Zonal pe care l-am propus și de ce nu să ducem această discuție și acolo și sunt convins că după întâlnirea noastră de astăzi ne vom aminti mâine, poimine și lucruri pe care am omis să le spunem sau ne-am oprit pentru că n-am vrut să monopolizăm dialogul foarte mult. Vă mulțumesc! Mulțumim, altă întrebări, vă rog! Bună ziua! Aș vrea să îmi exprim un punct de vedere obiectiv, menționez de la început că va fi obiectiv. În primul rând să vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit astăzi aici și este într-adevăr o onoare pentru noi, pentru că sunt atâția profesioniști care au un punct de vedere foarte important pentru noi și din care cu siguranță vom avea de învățat. Vreau să-l apreciez foarte mult pe domnul primar și deși dumnealui este o persoană foarte modestă care nu spune de toate lucrurile pe care le face bune, cu siguranță a făcut foarte multe lucruri și, deși a trecut foarte puțin timp de când a preluat mandatul, s-a implicat trup și suflet să găsească cât mai multe persoane din afara stațiunii care să ajute, care să se implice, să acceseze proiecte europene și, în acest sens, ați văzut că a și realizat această întâlnire.
Și legat de zilele orașului, noi considerăm că s-au realizat foarte bine, deși timpul a fost extrem de limitat. Acestea au început de miercuri cu sărbătorirea Hramului Sfântului Ilie la Biserica Ortodoxă. Ieri a fost o zi minunată dedicată copiilor, în care s-au simțit extraordinar de bine și au fost aduși din, de pe toată valea și au avut un, proiect, un program foarte, foarte frumos. Eu, ca o persoană tânără, deși marea majoritate ar putea considera că muzica ușoară sau vedetele sunt foarte importante, eu consider că persoanele din zona de la noi, care cântă, care dansează, sunt într-adevăr o valoare pentru noi și că a fost foarte bine inițiativa domnului primar de a-i invita și de a-i scoate în evidență. Dintre aceștia sunt care au participat la emisiuni de televiziune și au fost promovați, s-au bucurat foarte mult că sunt alături de noi și cu siguranță pe viitor vor fi și mai mulți și nu știu dacă contează să aibă un renume. Ei vor demonstra prin calitățile pe care le au că nu doar numele contează, ci și abilitățile pe care le au. Mulțumim din nou, domnule primar, că ați făcut atâtea și mult succes în continuare. Da, mulțumesc că ai ținut să mă promovez. Obiectiv. Vă spun doar două cifre. Anul trecut pentru un cântăreț, o formație, ca să nu spun cântăreț, așa că sună, s-au cheltuit 82.000 de ron. Și anul acesta reușim cu 12.000 de ron să mulțumim pe cei care vin la acest eveniment. Un exemplu, soprana Făiniță a spus că 600 de ron este suficient pentru două zile. Sau cel cu jazzul a spus, doamne, eu două zile câte două ore 1.500 de ron. Adică încercăm cu costuri reduse și asta de la anul vrem să dăm acest eveniment asociației, pentru că asociația este flexibilă, asociația nu, vă dați seama ce documente, cei din administrația publică știu că ați face o achiziție de 1.500 de lei, ce trebuie să faci și atunci asociația este un suport foarte bun, este poate mai credibilă decât administrația publică locală, pentru că va fi reprezentată de oameni cu sufletul și de obicei, politicienii sunt cotați așa, că au interese... Nu. Am spus că eu tocmai am venit în mediul ăsta și deja simt că chiar ieri am primit o observație, că știu eu cum persoana respectivă a ajuns la dumneavoastră. Adică o chestie de subiectivism care sigur nu o să putem noi demonta, pentru că omul așa vine el cu obiceiul lui, că sigur dacă Popescu sau Ionescu a fost agreat, înseamnă că există un aranjament și poate că asociația este mai un suport mai bun și mai flexibil în primul rând. Deciziile se iau repede, cheltuielile se fac rapid. Da, bun. Mulțumim din partea... Din partea Oate Moinești, am înțeles că există o inițiativă sau din partea acelor care... Gazda noastră de astăzi, căruia nu i-am mulțumit, a venit mai târziu, a întârziat, penalizat. Am uitat să mulțumim agenților economici care ne-au ajutat cu aceste fonduri să organizăm zilele Slănic. Fără agenții economici din Slănic Moldova care ne-au ajutat și ne-au sponsorizat, nu puteam să facem absolut nimic. Eu aș dori să spun câteva cuvinte. În primul rând îmi cer scuze că am întârziat, am avut o urgență la Mureș și a trebuit să plecat de azi noapte. Aș vrea să rog pe domnul director care reprezintă turismul din județul nostru, pentru următoarea activitate, eu aș vrea să invităm pe cei de la turismul de acesta agrar, urban, care agroturism, care au foarte multe chestiuni care pot aduce o culoare la o asemenea manifestație a orașului și asta era o chestiune, ca să o aveți în vedere dacă e nevoie, vă pot, vă dau eu datele doamnei președinte, la pentru că o cunosc. Și a doua chestiune care vreau să propun, domnul Ungureanu a făcut cu mine niște acțiuni la Hotel Venus, inclusiv cu marele prezentator al României, inclusiv știe că cu regretatul și Dumnezeu să-l odihnească pe domnul
Bertea, compozitorul nostru din Onești, pe urmele căruia pe domnul Ungurean am făcut două manifestații aici la Stanii Moldova, concursul pentru copii, Cercul de Aur al Copiilor, care ne-a fost retras pentru că, mă rog, plagiam Cercul de Aur. Și după aia, următorul an, am făcut Perluțele Moldovei și aș vrea, pentru că în anul în care am făcut Cercul de Aur al Copiilor, s-a întâmplat să fie chiar concomitent cu zilele orașului și am venit și am îmbunătățit programul. Au fost 81 de participanți, dacă cine știe, au fost, nu știam cum să împărțim premii, că au fost două, o româncă și o italiancă foarte bună și am dat de atunci două premii, unul. Și gândesc că cu asemenea concursuri, și domnul Ungureanu este un meșter la așa ceva, putem mobiliza și mai mulți oameni din țară și chiar din zonă. Și mai sunt unele probleme care o să le discutăm cu un primar local. Dar astea două vreau să le spun că sunt interesante și dau bine. Dacă facem ceva cu copii sau cu oamenii mai neajutorați, să participă cu mai mare gratuitate tot. Zici, dom'le, mă duc și eu să particip acolo. Da, eu aș vrea să mai dați două minute, doar să răspund. Avem un proiect și dezvoltarea de tabere, de suport pentru taberele școlare și o tabără de matematică se va desfășura în septembrie la Stanii Moldova, Asociației de Matematică. Și vrem să facem un eveniment de, prin care să atragem turismul religios la Mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfântul, unde să facem un eveniment mare, mii de oameni să vină o dată pe an. Am preferat în octombrie, marți avem întâlnire la Stanii Moldova cu un alt preasfințitul și avem proiecte pentru categorie, dar și aș vrea să puntez și cu asta turismul. Stanii Moldova este așezată foarte bine geografic, Târgu Ocna, zona noastră, pentru turismul ăsta de cunoaștere. Noi trebuie să facem pași. Aeroportul la Bacău în noiembrie se deschide aerogara și este o facilitate care trebuie să o fructificăm, să aducem oamenii aici și de aici să-i ducem pe turism religios la mănăstirile din nordul Moldovei, pe turism cultural la Iași, la shopping, Iașul permite foarte bine, și pe turismul de Dracula, de Sinaia. Adică putem să începem să gândim și să fim un suport foarte bun pentru acest turism de cunoaștere, care sigur ar atrage turiști internaționali care au un alt potențial financiar. Mulțumesc. Deja doamna viceprimar a invitat ieri grupul de copii de la Biserica Catolică, care a animat prin copiii de acolo grupul celor invitați. A fost o inițiativă super și felicitări pentru asta. Avem echipă de promovare la asta. Deja nucleul este bine. Fac o precizare, ne-a ridicat o minge la Sileu. Consiliul Județean Bacău, prin Serviciul Public Județean de Promovare Turism, își dorește ca județul Bacău să nu fie doar un județ de tranzit al turiștilor către mănăstirile din Moldova sau shoppingul din Iași, ci să vină să petreacă câteva zile interesante în județul Bacău. Pentru asta lucrăm acum efectiv la identificarea tuturor obiectivelor turistice și a punctelor turistice din județul Bacău. Ia acea broșură, acea hartă cu obiective turistice și acel proiect va fi gata cât de curând va fi promovat la Târgul de Turism din București și cu siguranță va fi tot sprijinul și tot suportul ca Bacău să devină un obiectiv turistic și o destinație turistică și nu un județ de tranzit. Dacă îmi dați voie să reitera invitația pe care v-am făcut-o la început de a face toate lucrurile astea într-un context mai larg, unirea face puterea într-adevăr, nu numai între orașele de aici și la nivelul județului, ci la nivelul regiunii. Așa cum am spus, există un plan de acțiune în domeniul turismului la nivel regional și a integra acțiunile dumneavoastră în contextul regional nu face decât să aducă un plus de valoare atât acestor acțiuni cât și celorlalte. Pentru că, așa cum dumneavoastră vă doriți să deveniți un centru important pentru turism, doriți și cei din Bucovina, evident, și cei din Neamț, și atunci coroborarea acestor acțiuni este mult mai benefică decât competiția între ei. Deci nu uitați de acest plan de acțiune în domeniul turismului și de planul de dezvoltare regională și acțiunea în context. Să intrați pe site-ul Descoperărilor de Est. Am intrat acum, din păcate n-am intrat până astăzi. Să știți că este chiar un site plăcut și eu vă
propun să avem link-uri către acest site, de pe site-urile instituțiilor și să promovăm acest site, pentru că chiar e plăcut. Să vă dau o poveste. Am apărea în scurt timp un anunț pentru angajarea unui om care se va ocupa special de acest site. Și să știți că el a fost făcut de inspirându-ne din site-ul de prezentare Statelor Unite ale Americii, ca idee, ca și concept, o poartă unică de intrare, să știți că este extrem de utilă. Toate acțiunile pe care le faceți dumneavoastră, culturale și de altă natură, trebuie să apară într-un loc și, având această coroborare de care vorbeam mai devreme, putem să ne prezentăm ca o zonă turistică mult mai atractivă pentru turiștii din exterior decât o zonă mică, un oraș sau o stațiune din cu siguranță că domnul director se gândește să mi-a confirmat promoveze un asemenea site prin care să fie să prezentăm fiecare oraș și fiecare eveniment și să dăm link-uri la toate localitățile care au ceva de oferit turiștilor. Bun, noi mulțumim Consiliul Județean pentru că ideea a venit de la domnul Botezatu să organizăm la Stănim Moldova acest lucru cu ocazia Stănicului. Vă invit să facem un drum pe jos până în parcul din centrul stațiunii, să ne plimbăm puțin și să mai vorbim între noi. Vă mulțumesc pentru participare și sper și așa ca o mi-aș dori ca în luna octombrie, dacă am reușit să facem o întâlnire în care să ne spunem datele la care propunem pentru anul să facem evenimente, ca până în decembrie să putem armoniza un grafic de evenimente în care să-l urmărim pentru anul următor și imediat să-l promovăm pe site-ul Agenției Dezvoltare Nord-Est, în așa fel încât un prim pas să-l facem în sensul de a oamenii să vadă foarte din timp ce pot face anul următor, în perspectiva planificării concediilor de odihnă. Vă mulțumim încă o dată tuturor și să petreceți frumos la Stănim Moldova și toate cele bune. Să vă mulțumim!